Vă salut! Am revenit aici la livadă. Deci eu am în total 21, dacă îi socotesc și pe 4, 25 de roi. 25 de roi la care le-am văzut regina, adică la care a eclozat. Este pusă piramida asta, pavela asta. E pusă pe jumătate, care o are în față. Are botcă, încă nu a eclozat. Adică uite cum e aici. Are botcă. Și acum verific dacă a eclozat. Normal, de când i-am făcut, a trecut. Au trecut vreo 5 zile. Poate bun. Poate bun cu afară vreo 15 grade. Deci nu e prea cald. Eu nu știu dacă mai împierechează reginele astea la temperatura asta. Hai să vedem, a eclozat aici. De la care nu a eclozat, n-am regină, îi unific imediat, instant. Îi unific. Ia să vedem. Deci am făcut aici pe două rame. Deja, uite, am aici, zic, bă, dacă nu iese, am mai găsit cât o bot că am pus-o aici, sus. Ia să vedem aici. Mă interesează să avem o regină aici. Când roiul se face mai mare de 4 rame, poate să roiască dacă are mai multe boci. A eclozat în puiet. Aici e o botcă neeclozată, aici neeclozată. Mai avea aici o botcă jos. Ia, acolo nici aia nu e cruzat. Ce se întâmplă? Mai e una aici. Nici aia nu e eclozat. Să știi că lua asta nu e eclozat încă. Cum, după atâtea zile, o fi răcit boțile. Ia să văd după aici. Și aici mai văd o bot puțin. Vedeți cât albină? Deci, i-am făcut pe două rame, dar după cum vedeți, e rama țapănă. Adică când va începe regina, o atui, mai pun o ramă la asta. Sper să împerecheze, că cum trebuie. Aute, și diafragmele pline. Deci neapărat trebuie să-i aduc o ramă aici, dar... Am dat asta așa. Nu are nimic, până o să ajungă să aibă puiet. Mai durează. Băi, se pare că aici nu a eclozat. Dar nu înțeleg, de 5 zile, nu? A fi fost atunci căpăcită botca. Și zici că mâine. Poate este mâine. Hai că văd eu care e treaba. Dacă găsesc în altul botca gata să iasă și are regină, îi aduc lui ăsta aici. Colegii imediat. E păcat albina, ați văzut cât albina are, două rame pline, pline. Ia să vedem următorul. Deci la care am pus așa, pe jumătate a eclozat, e regina acolo, e ok. Aia nu-i mai deranjez. Dacă după vreo 10 zile. Dar am să fie o zi cu căldură, să poată să împerecheze. Ia să vedem. Vedem aici. La fel am mai pus o borcuță aceea. Uite aici. Și una aici. Tai așa cu lama ca să nu se rupă când deschid.
și stau o grămadă de boși pe aici, da. Ia. Bă, nu e ecluzată nici aici. Uite, asta e, gata. Am găsit una ecluzată, uite Regina. Aha, uitați aici, nu știu dacă se vede. Deci eu la Regina mă uit, piciorușele frumoase, aripioare, gata, totul e ok. E, și în momentul ăsta iau botca asta de aici. Și o să eu dau lui ăla de lângă, care nu avea. S-a înțeles? Iar pe asta lante, îl strică băiatul acum. Uite așa. Normal le roade Regina, da. Uite ce l-am stricat. Ia să vedem, mai era și pe aici. Uite, mai e una gata să iasă acum, mai este aici. Gata, asta este regulă. Vedeți cât albine? 2 ore amețe penetrate, deci plus diafragmele pline. Deci în curând, după ce scot mierea de rapițe, am început să o scot, dar n-am terminat. O să mai am acolo rame clădite frumos. O să vin să-i aduc câte o ramă de aia. Ramă nouă clădită. Deja îi facem întrerea. Important să-mi perecheze regiunile. Așa. Și uite așa, punem asta la jumate. Și când va fi împerecheată, o pun aici în spate. Ca să nu mai stau să scriu acum pe agenda care e așa, care e așa. Ia, să vedeți. Aici avem o botcuță care nu este eclozată. Și o tăiem așa ușurel. Pe centru, cu atenție. Și ce vedem aici? Mișcă, 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 mișcă. Hai, mama. Mișcă, mișcă. Deci să știți că nu se întâmplă nimic dacă am tăiat-o aici pe jumătate. Uite, acum o lipesc la loc. Regina era acolo mișcat, da? Eu pun ăsta. Că nu știu care e treaba asta, dar atâtea și... Nu e cruzat niciuna. Ia. Aici ce mai avem? Asta nu e bună. Asta e văzută. Da. Deci asta e gălbuie. Dar nu o scot eu acum, o las aici. Înclozează-ți. Deci întotdeauna botca, eu așa o tai. Deci eu nu zic așa să tăiați, că nu vă dau eu lecții vouă, da? Eu vă spun ce fac eu, o tai aici pe jumătate ușor, deci nu învârf aici. Ia da, tipule, ca asta până de seară ție, să fie gălbuie. Mâine dimineață ce mult. Gata. Ia reginuța acolo. Deci eu acum vă dați seama, toate reginele de aici sunt de roire. Dar vorbele schimbate. Poate unele din ele le opresc, iar altele nu se le schimb. Ia să vedem aici. Deci. Avem pe ăsta. Deci deja la ăla sunt sigur că o să eclozeze, că am văzut Regina că mișca acolo. Deci e salvat. Ia să vedem aici. Asta este avantajul dezvoltării stupilor mai devreme. Îți permite de faci cât un roi din asta pe 2 rame. Care nu-și dorește acum să aibă un roișor de asta făcut acum în mai. Singurul lucru e nasol că nu ne ajută vremea, că e cam frig,
Nu știu dacă se vor împereche reginele astea. E o chestie albină cam puțină, dar are puie destul. Ia să vedem aici. Asta este ecluzată. Asta neecluzată. Deci asta e ecluzată. Ne uităm puțin și de regină. Gata, am văzut-o. Uitați-o aici. Uitați la unde are aici. Aripioare frumos, să știți că unele, dacă are o aripioare defectă, aia nu mai faci nimic cu ea, că nu poate să iasă la zbor. Și uite, acum îi leau pe astea de aici, care erau ale ei, poate le dăm la altul. Uite așa, astea le stricăm. Mai avem pasta aici. Regina e aici. Uite, și era mai la întreptine de puie. Când ne iese lua asta puietul, se duce între rame așa, babane. Eu consider că 3 rame de albine e perfect pentru un roi. Din ce cauză? Când începe regina ouatul, dacă le umple pe alea 3 rame cu puiet, 3 rame eclozate de puiet, plus albina de pe astea 3 rame, îl duci în 10. Faceți voi calculul să vedeți că am dreptat. Deci 3 rame pline de puiet eclozat înseamnă că am 7 rame de albină. 7 rame de albină după 3 rame de puiet. Și cu astea 3 care vor fi aici, le-a dus în 10. Bun, acum avem așa, urcuța aici. Ia. Uite, era formată și asta. Uite, asta e gata să roade, aici o pun în buzunar. Asta era formată și asta, uite. La o aruncăm, asta aia care a eclozat. Deja mai am una în buzunar. Deci cam așa rezolv eu roii ca să fiu sigur că toți sunt bine. Că dacă i-aș lăsa așa fiecare de capul lui, mă trezesc că la unul nu eclozează regina. Și ce fac? Deci la astea sunt eclozate, uite, am una aici neeclozată, da? O am pe asta în buzunar, care e gata să iasă. Hai să vedem aici. Ce se întâmplă aici? Uite, asta e pe o singură ramă, dar albina asta se ducă diafragma, deci trebuie să-i mai aduc o ramă. În momentan, nu am acum ramă la mine. Ia să vedem aici. Ia uite, și cu astea am pus niște botcuțe pe aici. Deci calitatea la aceste regine nu prea mă interesează prea mult, fiindcă vor veni schimbate în toamnă. Și o regină din asta de roire, oricum ar merge ea, până la toamnă ține ea populația aici. Ia uite albinuța aici. Ia uitați-vă albinuța aici. Deci, ia, avem una eclozată. Eu, regina e aici, cred că acu iese. Ia uitați. În direct, așa. Vedeți aici? Uitați, uitați. Ia. Hai că-i dau eu drumul acum. Uite-o. Hai, mamă, n-ai curaj? Ha. Ha. Uitați-o aici. Uitați, uitați. Hai, mamă, ți-e frică să ieși? Cine știu, mai fi vreuna eclozată? Hai, mamă, gata. Ia uitați-o. Mă vedeți aici? Uite, 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 uite. Ho, ho, ho. De ce te atacă, mamă? Ce are cu tine?
Unde te duci, mamă? Unde? Du-te pe rama ta acolo. Du-te acolo. Du-te acolo. Are pioare frumoase. Poate să vedem, o mai fi pe aici vreuna ecluzată ea. Să ne uităm la borcile astea la între. Asta e neeclozată, dar e gata să iasă și asta. Aici. Da, e clar. Mai e una eclozată. De-aia nu vrea aia să iasă de acolo. Uite, o mai avem pe asta de aici. Care este neeclozată. Așa că pe asta care a eclozat, am luat-o acum. Am luat-o. Am luat-o. Hai, intră aici în borca asta. Hai, hai. Așa, mamă, așa. Hai, bagă-te acolo. Bagă-te acolo. Așa. Ați văzut că am păcălit-o să intre aici. Las că tot eu o scot. Bun. Am băgat-o aici. Acum o pun aici, în buzunar. Deci avem o regină în buzunar. Din cauza că aici era una eclozată. Trebuie să mă conving. O văd. Băi, treaba e ciudată, n-am văzut-o. Toate că eu am văzut botca eclozată. Ia. Cântăm. Da, mă, că e aici, mă, dacă cântă. Am auzit-o. Dar unde să stea petită? Cântăm. Uite pișpirica unde era. Pe diafragmă. Uite aici, o vedeți aici la bățul meu. Uite, 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 uite. E micuță, lunguiață. Uite, 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 uite. Ia pe diafragmă stătea, dar nu o vedem. Gata, mamă, tu rămâi șefă aici. Gata. Tu rămâi șefă, gata. Auză, mă, cântă pe diafragmă și o ascultam aici pe ramă, zic, unde e? Ia cânta pe diafragmă. Eu tot mă uitam pe ramă. Hai să-i stric eu bocile astea ca să nu mai aibă vreo rivală, ca să bată cu ea. Ce rost are să mai ia ele la bătaie? Să... stricăm aici borcuțele astea. Acu, dacă aveam albină, mai făceam niște roi. Aveam boci coapte. Bun. Gata, băgăm aici. Îi las diafragmele puțin mai distanțate, că e albină mult. Deci neapărat trebuie să-i aduc rame aici. Gata. A rezolvat și cu asta. Mâine să vin, cred că le pun niște chiropă, moare de foame. Moare de foame. Bun. S-a rezolvat, dacă trecem așa asta aici. Așa. Și acum mergem mai departe, la următor. Băi, la treaba asta să uite doar cine iubește albine, cui îi place treaba asta.
dar, a, stai că asta o are pe jumate, la asta e în regulă. Numai puțin, ne întoarcem la unul singur care l-avem aici cu botcă neeclozat, ăsta. De ce? Păi n-am eu o regină în buzunar aici? N-am eu una aici în buzunar? Ia să vedem. Care e? Asta e. Eu, e aici băgată de mine, da? Bun. E de băiatul regină acum. Și în felul ăsta dacă faceți, dacă faceți, scuzați că eu vorbesc de mine, dacă, că eu că am făcut 25 de roi, de nuclee, de împerechiere, cum vreți să le ziceți, mai bine zis nu pierd niciunul. Fiindcă acolo unde n-are cloza o regină, e o problemă, eu îi dau eu imediat alta. Ia să vedem aici. Îi pusesem eu una, pe asta aici, care am zis că mișcă acolo și că... Dar acolo luăm partea de aici. Le luăm. Asta. Tot asta era aia care mișca înăuntru acolo. Mai rupem după aici ce are el. Normal n-ar trebui rupte astea, dar ce se întâmplă? Regina asta care e prima care eclozează, nu întotdeauna se duce să roadă și mai eclozează alta și după aia se ia la bătaie între ele. Din bătălia aia poate să rămână ciungi amândouă. Roade o are, pă, nu știu ce-i face acolo. Ah, ce-am țepat! Ah, cu jumătate de nasul! Mamă, ce-a băgat acum, bă! Podul palmii m-a luat. Ia să vedem. Bocuțe, mai avea și aia. Mai dăm regina. Întotdeauna o regină proaspăt eclozată este acceptată. Să văd care e, că nu mai știu. Asta. Hai, mamă, haide. E frică să mai ieși afară? Uite, mă, e frică să mai iasă. Nu, mamă, hai, hai, dă-i înapoi. Mergi taracu. Aolo, fricoasa mea. Ca în bază de... Să faci miere, mamă, tu. Gata, gata. Nu zbura, du-te acolo. Așa. Tot pe botca asta, pe mâna mea. Hai de noi. Da. E, ia uitați-vă ce se întâmplă cu o regină care eclozează acum. Stai că nu mai văd unde e. Uite aici. E foame, mă, s-a dus să mănânce, mă. O vedeți? Deci aia face prima dată. Bagă și aia, uite. Eu contru celula acolo, uite, 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 s-a dus să mănânce, o vedeți? Aia face, uite, a băgat capul în celulă. După cum vedeți, albinuța o acceptă fără probleme, din cauza că este proaspăt eclozată acum. Dacă era eclozată de 2-3 zile, mai greu o acceptă.
El zice că a ieșit din botcalor acum. Gata, deocamdată eu nu le marchez acum. După ce se vor în pereche. Bun. Băgăm ramele aici. Și uite, în felul ăsta rezolv din 25 de roișori de ăștia, toți vor avea regina eclozată. Și văzute de ochiul meu, adică regine aptă de împerecheat. Uite așa. Nu de alea fără aripă. Am găsit la unul, dar avea o aripă sucită. Dar nu le zi imediat pe aia, că îți dai seama, aia nu poate să iasă la împereche. Și uite așa l-am rezolvat și pe ăsta. Aici mai avem iar vreo două botcuțe care nu au eclozat. Așa, le băgăm în buzunar aici. Mergem mai departe. Deci. Ia uite, până acum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, care stă în regulă. Și mergem la ăsta aici, care... Vedem ce s-a întâmplat. Ăsta e mai amărât aici, are albină puțină, de-aia am pus eu crepa asta așa. Ia să vedem. Ia să vedem, bătă, ce face. Bine, sănătos. Roișor frumos. Ia. Opa. Dacă a rupt botca aici, s-a rupt acum. Și regina e chiar aceea. Ia. Ah, mamă, ești moartă sau vie? Ia uite, bă, era moartă aici. Deci aștepta degeaba ele să iasă. Deci uite, e mort. Atenție. Cum o fi murit în botă, nu știu. Vă arăt eu acum. Deci aia e moartă. Ia, mai era o botă mai pe jos pe aici. A, are o botă roasă. Înseamnă că, da? Avem vreo regină eclozată, nu? Asta e. Ia să vedem. E vreuna eclozată. Bine că am puțină, dar mai are puie de ieșit aici. Are o grămadă de botcuțe ăsta pe jos pe aici, dar vreau să văd regina unde e. Da, e clar, le-a omorât regina care e eclozată, le-a omorât pe asta la de mai era o botcă aici și asta e moarte. L-a înțepat. Asta, nu știu, n-am văzut-o. Logic ar trebui să fie pe aici, da.
Trebuie că n-am văzut-o. Ce pot să fac decât să-l las așa? Așa, și îi dau eu o borcuță să... Gata, uite, avem o regină aici deja ecluzat, în buzunar a ecluzat. Hai, mamă, hai. Uitați. Le vedeți aici? Uite. Hai, mamă, du-te tu acolo. Fii tu șefa lor acolo. Acum nu știu dacă o fi alta. Ori la bătaie între ele, eu știu. Mai întâmplă și de-astea. Deci am dat regină, sunt sigur că are. Eu nu știu exact cum procedează ele acolo. Posibil care se împerechează prima, aia rămâne șefă. Nu știu. Sau se bate înainte să iasă la împerecheat. Chiar nu știu. Deci l-am rezolvat și pe ăsta. Pa, ăsta e ok. Mai avem aici unul cu probleme. Hai să-l vedem. Asta e cu o singură ramă. Se fac vărtată, bă, o ramă de albine. Când ne mai facem? Mare. Ia să vedem și aici. O ramă plină de albine. Mai are și puie de eclozat. O, și diafragmele pline. Merge să-i mai pun o ramă. Cât de curând îi mai punem o ramă. Uite, stau bine straturi aici. Nu. Mai văd eu regina aici. În atât albine. O botcă aici. Am văzut botca eclozată. Botca eclozată, ia. Care am dat-o eu aici. Uite. E eclozat. Da, treaba e că nici la asta nu găsesc, dar am găsit botcă roasă lateral aici. Deci e clar că e roasă de regină acolo, lateral așa. Plus de asta mai are jos aici încă o botcă. Două. Adică totuși în caz de n-ar fi, are din ce să iasă. Chiar trei mai are. Trei botcuțe mai are aici. Adică sunt sigur că există regine, dar eu vreau să mă uit la ea să văd că e în regulă, că ia apte de împerechea. Am pățit să găsesc fără aripi. O aripi nedezvoltată, adică. Bate vântul și dă folia.
Deci regina trebuie să fie sigur și aici. Vedem asta. Aici ce o fi? O fi regina. Ia, se vede acum. Vom avea regina aici sau e moartă? Uite, e moartă. Deci a înțepat-o aia de acolo, a venit și a înțepat botcansa. Bun. Hai că și următorul e tot așa. Ia să vedem aici. Tot poramă e și ăsta, dar stă și după diafragma, bine? Neapărat trebuie să-i aduc. Are și ăsta boci pe aici, se dă mine. Gata, am văzut regina, uite-o aici. Frumușică, uite. Pe ăsta are 100 de boți aici. Frumușicu. Ia uite, e roasă lateral aici. Deci vezi, le roade. Ia. Stai să vede, e vreuna neroasă. Ia uite pe aici, borcuțe. Așa, asta e roasă lateral. Ia, asta. Asta le stricăm. Cum te duci, mamă? Vino cu coace. Ai scăpat și tu cu viață. Micuț, așa. Deci, i-am stricat eu boțile. Dacă regina era pe aici, uite-o aici. Uite-o. Are fioare frumoase, totul în regulă. Băgăm aici.
gata și cu asta. Au mai rămas doi. Și ăsta și ăsta. Hai să vedem ce este. A, bine, mai am și pe partea cealaltă, 4. Ne uităm și acolo. Ce-mi plac nuclei ăștia, până se împerechează regina, îmi vine foarte cu minte. Ia uite ce de puietare. Ce de puietare asta așa. Are o botcă aici care nu e eclozată. De ce nu e eclozat ea până acum? Bocă frumoasă, mare. Îmi dau seama că eu vârsta n-am, de unde s-o știu la... Dacă a fost dăroire. Ce să fac, să-i dau eu o regină de un buzunar de aici? Nu știu eu las pe asta aici. Deci, am scos bosca de aici. Să mă conving eu dacă este ok. Uite aici o tai eu pe burtă așa. Cu atenție deosebită. Fără să ajung la pregin. Doar ceara asta așa. Cezariana, ia. Bă, e o regină acolo, dar e albă. Ori e moartă. Ori este... Dacă e albă, e abia în a 13-a zi asta, bă. Ce facem? Peste 3 zile iese? Am vine secret. Nu prea am vine secret. Mai bine dau eu una de acele în buzunar, nu? Ia să vedem ce avem pe buzunar pe aici. Ia uite ce avem. Aros căpăcelul. Se vede? O vedeți? Ia uite, 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 că acum iese. Gata, mamă, tu o să fii șefa. Hai, hai, nu-ți fie frică, ieși afară. E frică săraca să iasă. Deci unde am nimerit eu? Unde am nimerit eu aici? Hai, mamă, curaj, curaj. Hai, așa. Opa, frumușica. Gata, mamă, hai tu în stup aici. Să fii tu șefa aici, hai, că ești frumoasă, ești neagră frumos. Hai, hai, da, du-te. Hai, curaj, așa, gata, tu ești șef acolo. Vedeți cum procedez eu? Bă, n-ai eclozat acolo, îi dau eu regină, frate, dă multă. Dacă asta e problema. Foarte cu minte regina asta, unde e? Bă, zice, voi o mai vedeți că eu nu mai văd. Acu i-am dat drumul, acu a dispărut. Unde e, bă, tată, bă? Mamă, dacă eu o mai văd.
Nu s-a dus mai repede așa. Da, mă uitam să nu strivesc aici, că stătea pe marginea asta, dar deja nu mai văd. Bun. Deci avem și aici reginocul. Uite așa. Deci dacă i-aș fi făcut pe 4 rame de puie, 4 rame de albine, și aveam așa mai multe boci, aveam șanse să roiesc. Adică iese o regină și două rame pleacă în pom. Fiindcă sunt boci de roire, dar pentru că am decât o singură ramă, sau ați văzut în alții câte două, nu mai roiește. Și ea, conștientă, ce să roiască? O ramă de albine să despartă în două. Bun, avem și aici regină. Și îl mai avem pe ultimul rândul ăsta aici. Ia să vedem aici. Aici avem albine cam puțin. Ce s-a întâmplat, mă, la tine? De populat. Da, am aici o borcă eclozată care a fost pusă de mine. Are puiet aici, da. Până iese puietul ăla. Văd că era roasă într-o parte asta, deci regina înseamnă că trebuie să fie pe aici. E culmea, 3 albine pe ramă și nu vă regina. Nu știu, de aici cred că e eclozat. Afară nu mai mult, nu. Pe diafragmă. Pe diafragmă. Ia, în borca asta ce era aici? A, că s-a norat de ploaie, că n-a mai plouat de mult. Asta e goală. Moarte aici. Cu ăsta îl las așa. Și mai mă uit la el, că nu știu dacă are regină, are albine puține. Trebuie să-i dau niște albine. Da, am zis să bată în vântul. Vine ploaie. Poate că avea botă roasă lateral. Trebuie să fie regina, dar să nu o văd eu pe o ramă. Gata, îl las așa. Bun. Adică îl mai verific eu mâine, păi mâine. Așa, deci aici am avut 21. Și mai am pe partea 4. Ia uitați-vă aici ce frumos. Deci, uite. Pusă piatra pe jumătate. Adică toate reginele sunt eclozate. Și urmează să dau piatra așa, în partea aia, când vor fi împerecheate. Și
începe ouătul. Dar peste vreo 10-12 zile, cu vremea asta, ia uite, în ora de ploaie. Bun, aici am... Ia să văd care e treaba. Aici am regină, fiindcă asta a fost o familie care a iernat, zis, dar i-am luat-o puietul și am lăsat decât regina cu o ramă de alpine sau două. A rămas ca un roi. Aici la fel am regină, 2. Aici nu am. Și acolo am regină, acolo am unul bun în 20 de rame de albine. Ăla este tub bun de cules. Aici nu știu dacă am. Aici nu știu. Hai să vedem ce e aici. Aici am albine multă. Nu e niște albine, dar să-i dau lui ăla care are puține. Neapărat trebuie să iau de aici. O să mai întoarcă înapoi, dar... Totuși albine tânără aici, care... O să stea acolo. Asta fiindcă e mai puternic, i-am dat aici o foiță. Dacă nu poate să o clădească, că nu-i cules. Uitam, că nu-i cules, nu-i mâncare. Trebuie să-ți dau mâncare ție. Ia uite cum stă pe foiță. Mai pot dau după diafragma mai. Ia să vedem aici. Avem regină sau nu avem? Mai tare este ăsta niște bortuțe pe aici. Nu se vede nimeni. Ia uite, a stricat foița, a făcut numai potirașii. Ce a făcut, bă, tată? Ia. Bota nu este eclozată. Albine multă, nu văd. Nu văd dacă este regină sau nu este. Văd că are botena eclozată. Rămâne așa. Are și aici botcă. Hai, dacă și așa are multe boți. Ia să deschid eu una, să văd care e treaba. Are vreo 4 boți. Pare coapt aici. Ia, care e treaba aici? Iată ce. Ați văzut? Aștept să iasă. Ea e moartă aici. Posibil să fie regină și a înțepat boțile. Eu știu. Bă. Ia, asta lantă. Ce e cu ea aici? Aștept să eclozeze și ea e moartă de mult. Asta e, vai mama ei. Și asta cred că e moartă, uite. Da. Ia stai așa, mă, că băgăm mâna în buzunar aici. Astea le aveam eu de... Le-am tăiat și am văzut că mișca acolo înăuntru, e gălbuie așa. Da, da, aici mamă, de asta gălbuie. Asta până de seară iese. Ha. A rămas ultimul aici cu probleme. Bun, și acum merg să-i dau albine. La celălalt. Să-i dau rama asta.
E, uite regina. Aveam, de ce l-o omoră? Uite. Asta omorese boțile alea. Asta omorese. Da, era moartea alea acolo, le-am țepat. Le-am țepat, dați-mi vodka înapoi. Dați-mi vodka înapoi. Bine, vodka nu. Deci nu neapărat roade vodka. Deci nu neapărat cu roade, în țeapă. Bun. Gata. Vezi reginuța aici. Băgăm așa rama aici. Sunt sigur că regina e acolo. Și rama asta, uite așa. Toată albina asta care e aici. Bă, măcar un sfert din ea dacă rămâne. Și o dau lui ăsta că avea albina puțin. Măcar un sfert că rămâne. Mai bine nu se bate că n-are regina nici asta, adică are regina mai perecheată. Și uite, o punem aici. Și ea va trece ușor în cuib acum. Măcar un sfert, dacă rămâne din ea, tot e bine. Să acopere puietul la bine. Așa, am rezolvat și pe ăsta. Deci ăsta avea reginuță aici. Așa. Și în final am 25 de roi, toți au regine neîmperecheat. Toți sunt în regulă. Așteptăm împerecherea. Iar aici am o familie bună de cules. Asta mai rămas eu. Familie bună de cules. 10 rame pline jos. Și avem și aici, uite așa. Frumușelelor. Când înflorește mama sau câmul, o mai înflorește. Bun. Băi, v-a plăcut sau nu v-a plăcut? Cam asta e situația. Uite, săracele, ies și ele la zbor, dar vrea să scoată regina la împerecheat. Ce să scoți mamă pe frigul ăsta? 15 grade afară, înnorat, bate vântul. Le-am pus niște semne. Uite, acolo am pus stâlpul ăla așa, lemnul ăla. Acolo un polistiren, că cât dacă cutiile seamănă. Acolo bidonul. Am pus așa cu un semn. Și sper să fie bine. Gata. Deci la roi aici venim peste vreo 10 zile. Să vedem care e treaba. Dacă se împerechează. Sănătate și numai bine.